Paise care spală picioare pentru jucătorii noștri exemplu. Bun. Avem în stânga pe Moise Aranu sau Moise Iulian sau Moise Cel. Să țin un cuvânt de învățătură către Romani cu ceilalți din altă mănăstire. El nu spune nimic, ia un sac, să nu se comisi și găurește. Și spune așa, păcatele sunt pe mine, ca acest risip care curge din sac și o să merg să dau sfatul altor monahi, adică el a spus cu alte cuvinte că este un om plin de păcate, păcatele curg de pe mine, curg pe mine cum curge acest risip din sac și o să merg să dau sfatul altor și acuzat. Aici avem două personalități pe care le vedeam din mine la Marea Roșie. Sfântul prim, Sfântul Pavel de Beu și Sfântul Antonie. Până la această întâlnire, Sfântul Pavel de Beu era hrănit de o pasăre care i-a ducea o jumătate de pâine. Când a venit Sfântul Antonie, pasărea aceea a adus o pâine întreagă și ei se îndemnau unul pe celălalt care să rupă pâine. Și atunci a tras unul pe pasăre într-o parte și au început să mănânce. După aceea avem pe Sfântul Macarie, i-am vizitat mănăstirea și Sfântul Ioan Cologu, sau Ioan Piticul, Ioan cel Scurt, despre care v-am spus în mănăstire că a rugat 3 ani de zile Sfântul Ioan, care a făcut să o drăzească. Aici, în partea aceasta, avem pe Fecioara Maria, în partea dreaptă, Sfântul Gabriel povestește că va naște pe Iisus Hristos, iar ca adevăr, cum vedem în partea stângă, naște pe Mântuitorul Iisus Hristos și adormirea Maicii Domnului. Imaginea aceasta o avem și noi în biserică. Cele 4 tipuri, la noi în biserică ortodoxă, sunt situate la baza Sfântului Mare. În pandantii, cum spune. Ele reprezintă și cei 4 evanghelici. Începem cu cel din stânga, Sfântul Apostol și Evanghelist, Matei, reprezentat în pisici de om, pentru că el este singurul evanghelist care începe să povestească Evanghelia lui cu genealogia Mântuitorului. Pentru că el este singurul evanghelist care scrie Evanghelia special pentru evrei. Vrea să le dovedească evreilor că Iisus Hristos chiar și pe linie istorică, din generație în generație, este cel care este undeva să ne întâlnire, este Mesia. Avem în partea dreaptă Leu. Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu. Pentru că numai în Evanghelia lui găsim, când se spune că diavolul umblă ca un leu, răgnește, răgnind, căutând pe cine să înghiță. Nu mai vorbește. Dreapta. Vițel reprezintă pe Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, pentru că el s-a citit Evanghelia de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, care reprezintă pilda fiului risipitor. Numai el o a celălalt evanghelist nu o au. Știți pilda, dacă fiul risipitor vine de tot și de bucurie tatălui, vinde fiul cel mai grand. Și aici, Ioan, este vultul, nu e porumbel, pentru că
Evanghelia lui este cea mai înaltă din punct de vedere spirituală. El vorbește cel mai frumos. Duhovnicește despre Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Aici avem mai multe scene. În stânga Moise care primește cele 10 porunci, Noe care face corabia, planurile de corabie, Abraham care vrea să jertească fiul și este oprit de un înger. Acolo avem un pom de care este legat un berbec, pe care există s-a încurcat în foarte într-un lăstăriș. Iacov doarme și el visează o scară pe care îl dau și cumpărau îngeri. Chiar aici avem pe David, care are pe braț o praștie cu care îl omoară pe Goliat, comandantul filistean, și îi taie capul. Acum mergem să... Sunt prezentați toți apostolii, alteori numai 11, cum este aici. Da. Adică este cine acea de taină care se desfășoară, cum vedem registrul iconografic, după ce Iuda a ieșit la cină. Când i-a zis Mântuitorul, ce ai de făcut, fă mai departe. Și la atunci a ieșit. Câteva mai invități sunt și care au dat bisericii copte, de pildă unele biserici de aici din Egipt, l-au petit pe rândul Sfinților pe Pilat, din Pont. Ne fiind siguri că el și-a sfârșit viața creștină. El nu și-a sfârșit viața creștină. Pe el l-a distrus Maria Magdalena. Pentru că Maria Magdalena s-a dus la Tiberiu, care era împărat. Acest Pilat din Pont era căsătorit cu Claudia, nepoata bună a lui Pilat, a lui Tiberiu, de aceea era și obținut postul acesta de guvernator în Palestina. Era un om corupt. Era un om parșiv. Era un om dornic de putere, dar care totuși îi dă foarte mult cu această soție a lui Petrăvă. Astfel, el nu ajungea guvernator al Palestinei. Deducem că o iubea foarte mult pentru că el încearcă de vreo 5 ori să-l salveze pe Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Dar nu pentru că el credea în Iisus Hristos că este Mesia. Dacă avea această credință, nu mai răzgânea. Și voia să facă ceea ce i-a spus femeia lui Claudia când i-a zis nimic să nu faci drepturile acesteia, că a împătimit aseară foarte mult un vis pentru el. Și el încearcă să-l salveze. De cele din urmă, el este prins cu seta de putere de către evrei, când îi spun, noi vedem că tu nu prea vrei să faci ce spune noi. Încerci să-l scapi pe acest Iisus. Cum a încercat să-l scapi? L-a biciuit. Dacă eu am biciuit pe ea, legea romană spune că nu ai voie să pedepsești de două ori pe sau aceea fie. Deci l-am biciuit. Nu-i voie să-l dar i-a strigat, nu, ia și l-a strignește. L-a trimis după aceea la Irod. Irod a spus, pare cum se o să spunem că te-am făcut atent, că aici este cineva care se erijează în rege, că vrea să facă o revoltă și că Imperiul Roman nu s-a întâlnit pe această zonă. Și cum vreau să vă spun că vreau să răspund. Și el aici a luat această decizie ca să fie răstignit Mântuitorul. Nimeni la soare, mulțumesc! Da, m-am uitat cu o zi.